Astăzi am vești bune pentru voi. Omoară absolut toți păduchii care vin pe găini. Toți spun, am scăpat de păduchi complet. Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi am vești bune pentru voi. Toți cei care vă luptați cu invaziile de păduchi. Știam de acest tratament de ceva ani, dar sinceră să fiu, am fost un pic sceptică, deoarece nu este un tratament natural, ci este un tratament medicamentos. Văzând totuși atât de multă lume care se luptă cu invazia acestor păduchi, și asta datorită faptului că verile au devenit nu călduroase, au devenit caniculare, iar păduchii sunt în elementul lor, am decis să mă interesez mai mult despre acest tratament. Citind foarte mult despre el, am văzut că este un medicament ce are ca substanță activă fluralanerul, care este substanța activă și din tabletele pentru căței împotriva puricilor și a căpușelor, care se numește Bravecto. E, acest medicament eu l-am folosit pentru căței mei, pentru că aveam veșnic probleme cu ei din cauza căpușelor și știind ce rezultate bune a dat, am decis să vă ofer aceste informații legat de medicamentul care se administrează găinilor și care se numește Exzol. Acest medicament a apărut în Australia, este brevetat, a ajuns deja oficial și pe piața noastră, numai că la noi se găsește în flacoane de dimensiuni mai mari, deci mai mult pentru fermele de păsări decât pentru crescătorii ca și mine cu câteva găinușe în curte. În schimb, din ce am văzut pe grupurile de social media, Facebook, Instagram, există o persoană, Dorin Dobrin, parcă se numește, care vinde acest medicament la cantități mai mici, la flacoane de 10 ml, ceea ce este arhi suficient pentru un tratament complet pentru cineva ca mine cu 15, 20, 30 de găini în curte. E adevărat că la prima vedere nu pare un tratament ieftin, deoarece am înțeles că prețul unui flacon de 10 ml este de aproximativ 100 de lei. Este numai la prima vedere, pentru că dacă facem socoteala că timp de 6-8 luni nu mai avem niciun fel de probleme, prețul nu mai pare atât de mare. Și acum aș vrea să vă vorbesc câte ceva despre acest tratament. Cu acest tratament, dar nu mai este nevoie ca înainte de administrarea tratamentului să dezinfectați și să tratați cotețele. Acest tratament administrat găinilor curăță și cotețele, deoarece omoară absolut toți păduchii care vin pe găini. Acest tratament se administrează în apa de băut. O să vă explic exact cantitatea și cum se administrează. Dar trebuie să aveți în vedere că este un medicament care, conform studiilor și nu numai studiilor, ci și a celor care l-au folosit, a avut un randament de 99%, spun cei care l-au produs, iar cei care l-au folosit, toți spun, am scăpat de păduchi complet. Ceea ce cu tratamentele naturiste pe care le aplicam noi, scăpam cu bolți, cu motorină, cu arderea pereților cotețului, cu pelin, cu soc, cu ulei ars, toate, știți bine, toate aceste metode pe care le folosim, ne scăpau pentru o perioadă, după care reapăreau, iar pentru că nu reușeam să-i omorâm complet. Rămâneau ouă, din nou ieșeau alți păduc și uite cum invazia într-o săptămână era la loc. Deci, să discutăm exact ce face și cum se administrează acest tratament. Deci, eu am un efectiv de 15 găini. 15 găini
Nu, sunt, Australorpul nu este o rasă foarte mare, să zicem că au în jur de 2 kg. Momentan nu mai am niciun cocoș, deci greutatea o pun în medie, hai să spunem 3, este bine să aproximați în plus decât în minus. Hai să spunem 3 kg. Deci 15 ori 3 fac 45 de kilograme de carne de pasăre, cum ar veni, pe tot efectiv. E, 45 de kilograme înmulțit cu 0,05 mililitri pe care îi punem pentru fiecare kilogram de carne, înseamnă 2,25. Acest 2,25 este cantitatea în mililitri de exolt pe care trebuie să o folosim. Puteți să mă întrebați în comentarii și vă voi face calculul pentru cantitățile de care aveți nevoie pentru numărul dumneavoastră de găini. Cum o folosim? Foarte simplu. Seara, în momentul în care culcăm găinile, ridicăm absolut toate sursele de apă. Găinile trebuie să fie însetate până a doua zi. A doua zi, nu neapărat foarte devreme, lăsați-le să fie bine însetate, pentru că esențial este ca toate găinile să consume medicament. Deci, după ce au fost bine însetate, punem acești 2,25 ml de exol în apă de băut. Acum depinde de dumneavoastră, vă cunoașteți păsările, știți cât de des golesc vasele de apă, știți cam câtă apă consumă. La mine, la 15 găini, un vas de 2 litri jumate de apă este arhisuficient. Ca atare, într-un vas punem cei 2,2 vas cu apă, punem cei 2,25 ml de exolt, puneți 2,5. Depășirea nu este foarte mare și nu le va face rău. Deci 2,5 ml în 2 litri și jumătate de apă și o puneți găinilor pentru a bea din ea. Le puneți altă apă numai după ce ați văzut că s-a consumat complet această apă. Este de preferat în locul apei normale, în ziua în care le dați medicamentul, să nu aibă altă apă la îndemână decât dacă au consumat-o pe această toată. Și acum, ce face acest medicament? Păi acest medicament intră în circuitul sanguin al găinii, iar la noapte, păduchii care sunt în coteț, acei păduchi roșii care ne mănâncă zilele, vor veni pe găină. E, în momentul în care vor suge acest sânge în care există fluralanerul sau exoltul, vor muri fără discuții. Fără discuții. Deci nu există păduche care să reziste acestui medicament decât dacă nu ați făcut dozajul corect și găina nu are suficient medicament în sângele lor. Nu se termină aici. În răstimpul de 7 zile până la administrarea următoarei doze, din ouăle existente vor ieși în coteț, vor ieși alți păduchi. Acești păduchi vor trebui alimentați din nou cu medicament. Deci, peste 7 zile, nu mai mult, nici mai puțin, peste 7 zile de la administrarea primei doze de tratament, procedați identic. Înalți 2 litri și jumătate de apă, în cazul celor 15 găini, dumneavoastră vă faceți calculul în funcție de numărul de găini pe care îl aveți. Deci întotdeauna înmulțiți numărul de găini cu o greutate medie pe care o considerați dumneavoastră. Vă dă un rezultat. Acel rezultat îl rotunjiți în plus, nu în minus. V-am spus, este mai bine să depășiți cantitatea decât să fie sub. Pentru că dacă este sub, nici nu-i va omorâ și păsările vor avea rezistență la acest medicament. Ați obținut un alt rezultat. Acel rezultat îl înmulțiți cu 0,05 și vă dă
exact cantitatea de exolt pe care trebuie să o folosiți. Deci, așa cum am văzut, în cazul meu cu 15 găini, sunt 2,5 ml. Deci, am făcut tratamentul de 2 ori, la interval de 7 zile. Din acest moment, găinile dumneavoastră nu trebuie să mai aibă păduchi, sub nicio formă. Există posibilitatea ca dumneavoastră să fi făcut calculele greșit și să fi dat prea puțin. Studiile au arătat că și dacă ați mărit cantitatea de 5 ori peste cea recomandată, găinile nu au pățit nimic. Deci v-am spus, întotdeauna aproximați în plus, nu în minus, astfel încât găinile să aibă suficient medicament în sângele lor. Deci dacă totuși observați că mai sunt păduchi, vina este a noastră, a celor care dăm medicament. Dar nu mai putem da o nouă doză de tratament decât la 3 luni de la data când am făcut ultimul tratament, cel la 7 zile. Deci calculați foarte bine, dați păsărilor doza suficientă și necesară, mai bine în plus decât în minus, pentru a ști că ați scăpat. Acest medicament oferă o rezistență de minim 6 luni. S-a ajuns și până la 8 luni, am înțeles, în unele cazuri, fără să mai apară păduchi. Cei care apar însă după 6-8 luni nu sunt din cei care i-ați avut în cotez. Sunt păduchi aduși de păsările sălbatice, deci este o nouă infestare. Este bine însă că le administrăm o singură dată pe an, pentru că dacă reușim să intrăm în iarnă cu păsări fără păduchi, primăvara va fi ușoară pentru păsările noastre. Nu vor fi stresate de păduchi, își vor continua ciclul de viață și de ouat și nu veți avea decese. Păduchii provoacă foarte multe probleme și provoacă de cele mai multe ori decesul păsării care are o imunitate foarte scăzută. Așa cum v-am spus, după mine este o veste nemaipomenită. Îmi pare rău că nu am avut încredere în ea de la început. Am fugit în general de medicamente, având în vedere că noi consumăm ouăle și noi și copiii și nepoții noștri. E, am uitat să vă spun un lucru esențial. Chiar dacă administrați tratamentul azi, azi puteți și consuma și ouăle care s-au depus în ziua respectivă. Singurul lucru pentru care trebuie să așteptăm 14 zile de la data tratamentului este pentru carnea păsării respective. Deci carnea nu o putem consuma decât la 2 săptămâni de la administrarea tratamentului. Deci, așa cum v-am spus, găinile noastre vor fi fericite, noi vom fi liniștiți că am scăpat de belea și vă sfătuiesc, faceți acest lucru acum, toamna. Asigurați găinilor o iarnă liniștită. După ce că au stresul frigului, după ce că nu au atâta verdeață ca vara, măcar să nu aibă și stresul păduchilor. Pentru că, într-adevăr, păduchii le stresează foarte tare. Mă bucur că am descoperit și eu, la rândul meu, acest tratament și sunt convinsă că în cazul unei infestări masive, când tratamentele mele naturiste nu vor face față, cu siguranță îl voi folosi. Sunteți mulți cei care aveți încă probleme cu păduchii? Lăsați-mi în comentarii, spuneți-mi ce ați încercat, ce nu a funcționat sau ce a funcționat foarte bine. M-aș bucura să știu de la dumneavoastră toate aceste lucruri. Așa cum eu vă împărtășesc informațiile pe care le am, aștept și de la dumneavoastră să facem schimb de informații. Spuneți-mi voi ce folosiți. Comentați! Acestea fiind spuse, eu vă urez un weekend plăcut. Astăzi este vineri, urmează weekendul. La mine vin nepoțelele, ca de obicei în weekend. Și ne vedem cu bine la un următor video.